Dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou live după mai mult vreme de absență. S-a întrerupt adineauri live-ul pe care l-am început. Pare rău pentru asta, conexia la internet e puțin mai slabă. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre doctrina Harului și legătura pe care unii o văd între predicarea doctrinei Harului și trăirea în păcat. În ultima vreme am auzit mai multe acuzații, nu știu dacă voi ați auzit vreodată în predici, dar sunt sigur că ați auzit. Am auzit mai multe acuzații cum că dacă predici Harul lui Dumnezeu, dacă predici prea mult Harul lui Dumnezeu, dacă predici numai Harul lui Dumnezeu, oamenii o să fie ispitiți să trăiască în păcat. De aceea unii au inventat o versiune nouă de Evanghelie. Unii au ciuntit Evanghelia, au ciuntit jertfa Domnului Iisus Hristos. Poate vi se pară acuzații mai grave, dar vă dau un exemplu. Mulți dintre voi ați auzit predicându-se despre iertarea păcatelor în felul următor. Că Domnul Iisus Hristos a murit într-adevăr pentru păcatele noastre, dar atunci când venim la El, nouă ne sunt iertate numai păcatele pe care le-am făcut până în momentul convertirii. Restul nu ne sunt iertate, pe restul trebuie să le mărturisim. În funcție de cât mărturisim, atâtea ne este iertat. Și stai și te întreb ce mai înseamnă atunci să fii socotit neprihănit. Dacă nu sunt iertate toate păcatele, ce înseamnă să fii socotit neprihănit? Oricum, nu asta e ideea mea. Nu asta e ideea mea, ci ideea pe care vreau să o atac și să o supun atenției voastre este presupoziția care stă în spatele ciuntirii Evangheliei, premiza de la care pornesc acești oameni, și anume că dacă predici oamenilor harul gratuit al lui Dumnezeu, că le sunt iertate toate păcatele, atunci oamenii ăștia o să trăiască în păcat. Ca să înțelegeți mai bine și să simțiți mai bine dilema acestor oameni, vă prezint următorul caz. Să presupunem că însuși Dumnezeu din ceruri va lua o foaie și va scrie numele vostru și ar spune Cutărescu, Dumnezeu scrie cu mâna lui că sunt iertate toate păcatele, trecute, prezente și cele pe care le vei face în viitor până la sfârșitul vieții tale. Și la sfârșit semna Dumnezeu. Întrebarea este, dacă ai primit o astfel de foicică de la Dumnezeu sau dacă ai primit un asemenea document parafat de Dumnezeu în care ți se asigură iertarea tuturor păcatelor, întrebarea este cum ai trăit din momentul ăla. Cum ai trăit din momentul ăla. Și unele persoane, unii predicatori, unii învățători, unii păstori ar spune: Domnule, dacă ai crede așa ceva, că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele, atunci oamenii ar trăi în păcat. Și de asta trăiesc unii creștini în păcat, fiindcă se predică că li se iartă toate păcatele. Ia uzi, domnule, de ce trăiesc oamenii în păcat? Fiindcă li predici harul liber, suveran al lui Dumnezeu. Bun, dacă în mintea ta, și vreau să mă adresez direct vouă care ascultați, dacă în mintea ta e ideea asta: Dom'le, dacă am siguranța iertării tuturor păcatelor, asta ar fi super, că înseamnă că aș putea să trăiesc cum vreau, că oricum mi sunt iertate păcatele. Dacă asta e ideea care te bântuie pe tine, cel mai probabil că nu ești născut din nou. Cel mai probabil că nu ești născut din nou. Deci dacă pe tine harul te-ar împinge să îl bajocorești pe Dumnezeu, da? Să îl ofensezi pe Dumnezeu prin păcat și să-i spui: da, mi l-a iertat prin Domnul Iisus Hristos, cel mai probabil nu ești născut din nou. De exemplu, Apostolul Pavel predică harul liber al lui Dumnezeu, harul gratuit al lui Dumnezeu, harul nemărginit al lui Dumnezeu. În Efeseni 2 spune: nemărginită bogăția harului Dumnezeu. Nemărginită, nemărginită bogăția harului Dumnezeu. Apostolul Pavel, după ce predică nemărginită bogăția harului Dumnezeu în Romani, capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, la un moment dat se ridică o întrebare. În Romani, capitolul 6, versetul 1 și spune așa: ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Și ce răspunde Apostolul Pavel? Apostolul Pavel nu zice: hei, domnule, pe voi vă ispitește harul lui Dumnezeu ca să trăiți în păcat, atunci hai să mai tăiem din harul lui Dumnezeu. Haideți să vă spun, de fapt n-aveți iertate toate păcatele. V-am predicat doctrina îndreptățirii prin credință. Faptul că sunteți socotiți neprihăniți, faptul că Dumnezeu, în ciuda păcatelor voastre, vă vede curați, sfinți, neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos. E periculos lucrul ăsta. Hai să tai din doctrina asta. Și să spună, Pavel nu spune:
De fapt, uite, nu vi se iertate toate păcatele. De fapt, nu vă este dată toată neprihănirea lui Hristos. Vă este dată doar o parte din neprihănirea lui Hristos. Vă este dată neprihănirea lui Hristos doar pentru păcatele din trecut. Vă este dată neprihănirea lui Hristos doar pentru păcatele pe care le-ați făcut până la botez sau până în momentul mântuirii. Nu asta spune Pavel. Ascultați-mă, nu asta spune Pavel. Pavel nu începe să ciuntească din doctrina mântuirii, din doctrina îndreptățirii, din doctrina iertării păcatelor, de frică că unii vor lua doctrina Harului și vor profita de ea să trăiască din păcat. Pavel nu asta face. Știți ce face Pavel? Pavel, după ce prezintă doctrina justificării, Pavel vine cu doctrina regenerării. Și el spune în felul următor. Dacă tu crezi că ai iertate păcatele prin Domnul Iisus Hristos, prin har, prin credință, toate păcatele tale, dacă ești un om cu adevărat născut din nou, nu vei profita de harul lui Dumnezeu ca să trăiești în păcat. De ce? Ia auzi, zice, ce zice el? Ce vă zice dar să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Înțelegeți? Felul în care Pavel corectează gândirea lor nu este să taie din jertfa Domnului Iisus. Nu este să taie din iertarea păcatelor. Nu este să taie din îndreptățirea prin credință. Pavel știa că unii vor vrea să profite de harul lui Dumnezeu. Pavel știa că unii oameni nenăscuți din nou vor spune: "Oh, super, doctrina asta iertării tuturor păcatelor. Hai să facem ce vrem noi, că acum ni sunt iertate toate păcatele." Pavel nu vine și spune: "Oh, nu vi se iertate toate păcatele." Nu, el rămâne la aceeași doctrină, dar spune: "Tu nu vei putea trăi în păcat. Chiar dacă știi că sunt iertate toate păcatele. Eu știu că păcatele pe care le voi face mâine îmi sunt iertate. Dar asta nu mă împinge să trăiesc în păcat. De ce? Pentru că sunt născut din nou. Pentru că Dumnezeu mi-a înnoit personalitatea, mi-a înnoit ființa. M-am născut din nou. M-am făcut mort față de păcat și m-a înviat la o viață nouă. Eu sunt născut din nou. Și un om născut din nou nu va trăi în păcat cu siguranța faptului că el ierta de toate păcatele. Siguranța mântuirii nu te duce la trăire în păcat. De ce? Pentru că ești născut din nou. Numai dacă nu ești născut din nou, vei vrea să profiți de harul lui Dumnezeu ca să trăiești în păcat. Și asta dovedește că niciodată n-ai avut parte de harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, același har al lui Dumnezeu care îți șterge tot păcatul, trecut, prezent și viitor, este harul lui Dumnezeu, spune Pavel în Tit, care ne învață, nu doar ne mântuiește, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, ne și învață, nu doar ne mântuiește, ne și învață. E și pedagogul nostru, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viață cu de acum, da? Cu cumpătate, cu evlave, cu sfințenie și așa mai departe. Deci harul lui Dumnezeu nu doar te mântuiește, ci harul lui Dumnezeu te și sfințește. Harul lui Dumnezeu nu doar te îndreptățește, ci harul lui Dumnezeu te și înnoiește. Harul lui Dumnezeu nu doar îți schimbă poziția ta înaintea lui Dumnezeu, ești socotit neprihănit pentru totdeauna, ci schimbă și practic lăuntru tău, și ceea ce este schimbat practic în lăuntru tău prin nașterea din nou va ajunge să fie văzut în exterior. A întrebat cineva dacă poate să pună întrebări. Sigur, puteți să puneți întrebări. Dacă știu să vă răspund, vă răspund. Dacă nu, puneți întrebările în altă parte. Dar vreau să accentuez puțin lucrul ăsta din următorul motiv. Sunt chiar păstori, chiar predicatori, chiar evangheliști, o grămadă sunt, care spun că dacă am predica iertarea tuturor păcatelor, prezente, trecute și viitoare, dacă am predicat harul nemărginit al lui Dumnezeu, deși Biblia despre asta vorbește, despre bogăția nemărginită a harului Dumnezeu, har care ni se dă din belșug, har peste har, asta i-ar face pe credincioșii noștri să trăiască în păcat. Știți care e tragedia? Tragedia este că bisericile s-au umplut de oameni nenăscuți din nou, care dacă li s-ar predica o asemenea doctrină, într-adevăr ar fi ispitiți să profite de ea. Numai că problema este că ei nici măcar n-au experimentat vreodată harul lui Dumnezeu. De asta s-ar duce să abuze o asemenea doctrină. Pentru că n-au experimentat harul lui Dumnezeu nici în nașterea din nou și nici în iertarea păcatelor sau în îndreptățirea lor. N-au experimentat deloc harul lui Dumnezeu. Și păstorii care mai degrabă ciuntesc doctrina harului, ciuntesc doctrina îndreptățirii, ciuntesc doctrina iertării tuturor păcatelor, ciuntesc jertfa Domnului Iisus care șterge tot păcatul. Păstorii care preferă să distrugă Evanghelia de teamă ca enoriașii lor să nu se apuce de trăit în imoralitate și în păcat, păstorii aceștia de fapt perpetuează starea aceasta.
Mai degrabă ar trebui să-i confrunte pe membrii lor și să spună: voi care vreți să abuzați de doctrina Harului Dumnezeu, nici măcar nu sunteți născuți din nou. N-ați înțeles nimic din Harul lui Dumnezeu. N-ați înțeles nimic din Evanghelie. N-ați înțeles nimic din iertarea păcatelor. Nimic n-ați înțeles. Da? Frica că unii ar profita de Harul lui Dumnezeu ca să trăiască în păcat nu trebuie să mă ducă pe mine să tai din jertfa lui Iisus și să spun că ea de fapt nu a iertat toate păcatele, numai alea făcute fără voia. O iertat numai pe alea până la convertire sau până la botez sau numai alea pe care le mărturisesc sau nu știu ce, ceva de genul ăsta. Da? Versiunile astea de evanghelie falsă sunt predicate peste tot. Și sunt predicate din frica că doctrina biblică, doctrina iertării tuturor păcatelor va duce la o trăire în nesfințenie. Apostolul Pavel a mai întâlnit obiecția asta, de exemplu, în Romanii, în Romani capitolul 3, unde spune felul următor. Romani capitolul 3. Dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, nu cumva este Dumnezeu nedrept când își dezlănțuie mânia, da? Apostolul Pavel tot dialoguează în toată epistola lui cu cei care ridicau obiecții, da? Dacă deschideți, de exemplu, după aceea la Romani capitolul 5, capitolul 6, iar avem oameni care zic: o, dacă nu mai suntem sub lege, ia auziți, să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Și Pavel spune: nici de cum. Și el nu-i pune din nou pe oamenii aceștia sub lege și să zică: o, voi încă sunteți sub lege, harul nu vă face prea mult bine. Pavel nu face lucrul acesta. Pavel predică în continuare harul lui Dumnezeu, dar arată că omul care este născut din nou este liber față de păcat. Este robul neprihănirii. Ia să vedem ce întrebări avem pe aici. Cristi Daniel întreabă dacă în momentul convertirii noastre noi ca și creștini suntem automat iertați. Păi nu suntem automat iertați. Suntem iertați prin jertfa Domnului Iisus. Suntem socotiți neprihăniți. Acum este o distinție. Cristian Daniel, este o distinție pe care trebuie să o facem între două aspecte. Între aspectul pozițional al îndreptățirii noastre, aspectul pozițional, și anume că noi suntem văzuți înaintea lui Dumnezeu neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos. El este neprihănirea noastră, cum spune Pavel în Corinteni, da? Sau peste tot, în Romani, în Galateni, suntem socotiți neprihăniți. Asta e aspectul pozițional care nu se schimbă niciodată. Și este un aspect practic al părtășiei noastre cu Dumnezeu, care este tratat de Apostolul Ioan în 1 Ioan. Când spune: v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem Tatăl Mijlocitor, care este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Cu alte cuvinte, momentul în care eu păcătuiesc, eu nu zic: o, mi-s iertate toate păcatele, automat. Nu, eu știu că în jertfa Domnului Iisus Hristos îmi sunt iertate toate păcatele și mai știu că în momentul îndreptățirii mele am primit neprihănirea lui Hristos pentru totdeauna. Dar păcatul afectează relația mea cu Dumnezeu. Asta face păcatul. Păcatul nu ia neprihănirea lui Hristos, dar afectează relația mea cu Dumnezeu. Da? Și părtășia mea cu Dumnezeu suferă. De aceea este necesar să mărturisesc păcatul. Da? Cum spune Pavel în, Ioan în 1 Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De aici nu se referă la problema îndreptățirii, care este făcută de Dumnezeu odată pentru totdeauna. Sunt socotit neprihănit, da? Ci se referă la părtășia noastră cu Dumnezeu, care suferă o întrerupere. Părtășia cu Dumnezeu, da? Nu mântuirea noastră, suferă o întrerupere din cauza păcatului nostru. Da, Caleb scrie o întrebare, de fapt o afirmație. Legat de amenințările pe care Dumnezeu ni le face în Sfânta Scriptură, amenințările repetate, avertizările. Avertizările și amenințările nu trebuie să pună la îndoială adevărul îndreptățirii noastre sau adevărul iertării păcatelor noastre. Sub absolut nicio formă. De exemplu, dacă un credincios primește avertizări de la Dumnezeu sau citește avertizări din Sfânta Scriptură și amenințări, el nu va spune niciodată: o, eu am iertat păcatele, sunt dreptății pentru totdeauna, Dumnezeu face avertizările astea așa, numai cine știe din ce motiv. Nu, avertizările alea trebuie luate cu seriozitate. Un credincios
care citește sau ascultă predicate, avertizările, amenințările lui Dumnezeu, le va lua cu seriozitate, se va cerceta pe sine, se va analiza. Dacă Duhul Sfânt îi descopere păcat în viața lui, se va mărturisi, se va pocăi, dar nu se va pocăi și se va mărturisi pentru că este frică că se duce în iad. Și nu se va mărturisi și se va pocăi pentru că el crede că și-a pierdut între timp îndreptățirea. Ci se va mărturisi și se va pocăi pentru că el iubește părtășia lui cu Dumnezeu, pentru că este un om născut din nou, pentru că este sensibil la păcat, pentru că este sensibil la vocea Duhului Sfânt, pentru că este sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, da, la vocea lui Dumnezeu care vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt care descoperă acest cuvânt inimii noastre. Da? Și amenințările astea și avertizările astea pur și simplu descoperă realitatea din inimile noastre. Eu tocmai de asta mă pocăiesc, pentru că știu că am iertarea păcatelor în Domnul Iisus Hristos. Iisus a murit pentru păcatele mele înainte ca eu să le comit. Eu nici nu existam când a murit El pentru păcatele mele. Da? El n-a murit doar pentru o parte din păcatele mele, pentru păcatele mele până la botez sau pentru păcatele mele până când m-am convertit. Ce păcatele alea alte, cum le spăl? Cum le șterg? Pocăința mea, lacrimile mele, suferința mea, faptele mele bune, în poziția de credincios, nu pot să șteargă nici măcar un păcat. Toate se șterge prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Închei acest scurt live cu a vă ruga, cu a vă îndemna, cu a vă sfătui să fiți atenți la ceea ce ascultați, predicați și să înțelegeți că soluția pentru a trăi în sfințenie nu este să negăm faptul că jertfa Domnului Iisus Hristos a șters toate păcatele noastre, a celor care suntem credincioși. Soluția nu este să ne îndoim de justificarea noastră sau de îndreptățirea noastră, care este făcută odată pentru totdeauna. Ne sunt iertate toate păcatele. Soluția de asemenea nu este să spun, sunt iertate toate păcatele, deci nu mai trebuie să mă pocăiești și să mă mai mărturisești niciodată. Nu, tu te pocăiești și te mărturisești nu ca să fii din nou îndreptățit, ci tu te mărturisești și te pocăiești pentru ca relația ta cu Dumnezeu, părtășia ta cu Dumnezeu, care este întreruptă datorită păcatului sau întristarea pe care o produci Duhului Sfânt datorită păcatului tău, să fie dată la o parte, da? Să restabilești căldura în părtășia ta cu Dumnezeu, să restabilești relația profundă pe care o ai cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. De asta te pocăiești și te mărturisești. Da? Soluția nu este să predici mai puțin din har, să predici mai puțin din Evanghelie, să predici mai puțin din jertfa Domnului Iisus, să predici mai puțin din doctrina justificării. Ci soluția este să predici odată cu justificarea, să predici și regenerarea. Soluția este ca odată cu iertarea păcatelor să predici și moartea față de păcat și învierea la o viață nouă. Cu alte cuvinte, soluția este să predici toată doctrina despre har. Harul care mă iartă este harul care mă izbăvește de păcat. Harul care mă îndreptățește înaintea lui Dumnezeu este harul care mă și înnoiește. Dacă predici tot harul lui Dumnezeu, omul nu va trăi în păcat. Omul nu va trăi în păcat. Omul va trăi în sfințenie pentru că harul lui Dumnezeu duce la sfințenie. Tot creștin întreabă, dacă nu scap de unele păcate, asta înseamnă că nu ești născut din nou? Asta e puțin un alt subiect, e important ce întrebi. Acum, două chestiuni. Când spui, dacă nu scap de unele păcate, cât timp? Acum, până, hai să iau două situații pe scurt și promit că voi reveni cu un live. Sunt anumite păcate care țin într-un fel de personalitatea noastră, da? De exemplu, dacă ești foarte coleric, vei fi ispitit să păcătuiești cu gura, te vei enerva și așa mai departe. Vei avea poate de luptat toată viața ta cu păcatele astea, da? Pentru că ești o slăbiciune a personalității tale. Asta nu înseamnă că nu ești născut din nou. Faptul că te împotrivești acelui păcat, da? Faptul că te lupți cu acel păcat, asta este o dovadă că Duhul Sfânt lucrează în viața ta, că ești născut din nou, da? Acum, dacă trăiești în păcat în toate domeniile vieții tale, da? Apostolul Ioan spune că ești de la diavol. Cine trăiește în păcat este de la diavol. Dacă există un stil de viață de trăire în păcat, în toate domeniile vieții mele, eu sunt de la diavol. Asta spune Apostolul Ioan și nu trebuie să existe niciun dubiu în privința asta. Însă întrebarea este de fapt alta, cred eu. Întrebarea care trebuie să fie pusă este asta. Spre ce sunt dispus eu? Este viața mea dispusă spre păcat sau este dispusă spre sfințenie? Este viața mea dispusă spre lumea asta sau este dispusă spre viața pe care o au copiii lui Dumnezeu? Este viața mea dispusă spre pământ și spre lume și spre poftă și spre păcat sau viața mea este dispusă spre Dumnezeu?
Dacă în tine este o luptă cu păcatul, dacă în tine este o dorință de a birui păcatul, dacă în tine este plăcere pentru sfințenia lui Dumnezeu, dacă în tine este o înclinație, o dispoziție, o predispoziție, o dorință, o alipire de sfințenie, de Dumnezeu, de împărăția lui, astea sunt semne ale nașterii din nou. Există o progresie în umblarea noastră cu Dumnezeu, există o progresie în biruința împotriva păcatului. Însă nu te va ajuta să birui păcatul frica că nu-ți iertate toate păcatele. Nici vorba de așa ceva. Vei primi libertate să biruiești păcatul numai când înțelegi că tot păcatul tău este ispășit de Domnul Iisus Hristos și că pentru tot păcatul tău există putere din partea lui Dumnezeu de biruință. Atunci vei birui păcatul. Nu când te vei îndoi de iertarea păcatelor, când te vei îndoi de justificarea prin credință, când te vei îndoi de îndreptățirea ta, când te vei îndoi de realitatea că jertfa Domnului Iisus Hristos a ispășit toate păcatele tale. Nu prin îndoială, nu prin dubii și nu prin frică. Vă las cu aceste puține cuvinte sau mai multe că s-au lungit uitându-mă la câteva întrebări și sper ca următorul live să fie despre subiectul adus în discuție de Cristian Daniel și anume dacă nu scăpăm de anumite păcate, ce înseamnă lucrul acesta. Vă salut, ne vedem la următorul live. Dacă v-au fost benefice gândurile acestea, dați un share. Shalom!